scandalul revocării lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților a revenit miercuri în plen. Liberalii au reluat solicitarea prin care cer ca liderul social-democraților, Liviu Dragnea, dar și vicepreședintele Florin Iordache, să plece de la șefia Camerei Inferioare a Parlamentului. Inițiativa are susținerea întregii opoziții. Liberalii au refuzat să introducă cartelele de vot pe motiv că nu vor să participe la ședință și nu vor să facă quorum pentru a trece proiectele de lege aflate pe ordinea de zi. Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, a cerut să ia cuvântul pe procedură și când a ajuns la pupitru, parlamentarii social-democrați au huiduit o secundă în șir și au bătut cu palmele în bănci. Pe mine nu mă deranjează să văd spectacolul oferit de dumneavoastră. V-ați molipsit la educație de la domnul care ilegal conduce ședința. Vă rog să-mi spuneți când îmi asigurați condițiile să susțin intervenția pe procedură. Vă rog, doamnă, v-am dat cuvântul. Vă rog. V-am dat cuvântul, doamnă. Bun. Aviz majorității parlamentare PSD-ALDE. Partidul Național Liberal consideră, plecând de la votul democratic dat miercurea trecută, că proiectul de hotărâre al Camerei Deputaților de revocare a lui Liviu Dragnea a fost dezbătut și votat pe articole cu 113 voturi pentru. A urmat un schimb de replici între Raluca Turcan și președintele de ședință, Florin Iordache, dar și între Turcan și parlamentarii PSD, care au continuat să o huiduie. Aveți două minute, mulțumesc, doamnă, pe procedură v-am dat două minute. Considerați a doua intervenție pe regulament este dreptul Partidului Național Liberal și a liderului de grup. Da, finalizați, doamnă. V-am dat două minute pe procedură, doamnă. Finalizați. Domnule vicepreședinte ilegal, nu faceți nicio... N-ați înțeles nimic, vă rog. Pur și simplu este dreptul câștigat prin vot. De asemenea, de la tribuna acestei camere, avertizăm că în urma conducerii acestei instituții de către Liviu Dragnea și subalternii săi se produc niște abuzuri fără precedent. Odată, ședințele vă sunt conduse ilegal, doamnă, de persoane revocate vă și în mulțumesc. Același timp... Vă mulțumesc! Nu, mai am un articol de regulament. Și în același timp se intenționează falsificarea stenogramelor de ședință, ceea ce este o încălcare a legislației penale, ceea ce, este, ce reprezintă un abuz la care doar niște infractori pot să apeleze. Mulțumesc. Așadar, sunteți ilegali. Din cauza acestui scandal, a fost amânată azi și legea pensiilor.